Institutul Confucius, din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova, a fost inaugurat la data de 29 septembrie 2009, fiind prima și unica instituție de felul dat de pe teritoriul țării. Proiectul este rezultatul semnării acordului de cooperare între ULIM și sediul central al Institutului Confucius din China, Han Ban, o organizație non-profit care asigură suport material și didactic pentru predarea limbii chineze în întreaga lume. 我觉得孔子学院是对促进摩尔多瓦和中国的这种友好关系起了非常重要的作用。 Instituția de învățământ superior parteneră este Universitatea Pedagogică de Nord-Vest din provincia Gansu, China. Misiunea Institutului Confucius este de a îmbunătăți cooperarea în domeniul educațional între Republica Moldova și Republica Populară Chineză, de a sprijini și promova dezvoltarea programelor de învățare a limbii chineze și de a consolida înțelegerea reciprocă între moldoveni și chinezi. Cursurile de limbă chineză sunt organizate pentru copii, elevi, studenți și adulți. Periodic, institutul organizează expoziții culturale, lecții deschise, seminare sau ateliere pentru promovarea tradițiilor și obiceiurilor chineze, precum și competiții internaționale de cunoaștere a limbii chineze. Echipa Institutului Confucius este formată din circa 20 de persoane. Din Republica Moldova sunt 8 angajați, iar ceilalți 12 sunt din China. 2 directori, unul din partea Chinei și unul din partea Moldovei, 2 profesori de limbă chineză și 9 lectori voluntari de limbă chineză. 我的学生现在目前有20个人，然后我所教学的工作呢，主要是在乌里姆，在这个大学，还有以及在这个摩尔多瓦西部的一个边境城市乌甘尼那边去进行授课。Institutul Confucius, din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova, deține un total de 8 centre de predare a limbii chineze. ULIM, Centrul Lingvistic din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, Liceul cu Profil de Arte Mihail Berezovski, Liceul de Limbii Moderne și IT Socrate, Grădinița Lăstăraș, Centrul pentru Tineret și Copii Artico, Liceul Teoretic Gheorghe Asachi din orașul Ungheni, Centrul Lingvistic Tiangxia din cadrul Universității de Stat Alecu Ruso din orașul Bălți. Moldovenii sunt foarte热情, pentru că sunt chinezi, toți chinezii sunt foarte热情. 除了给学生们教授一些汉语的基础知识之外，他们有的学生已经去过中国，对中国传统文化有自己的一定的认识和了解，所以在课堂上面我们也特别注重传统文化方面的培养。摩尔多瓦作为自由的国立大学孔子学院，作为唯一的一所，我觉得呢，那么他在教授汉语、传播中国文化方面起到了非常重要作用。 首先希望你们能感兴趣，然后欢迎孔子学院是随时都欢迎你们来我们这里学习汉语，学习或者跟我们交流传统文化，不管是生活、艺术还是武术、太极。 De-a lungul anilor de activitate în Republica Moldova, Institutul Confucius a desfășurat și implementat cu succes o serie de activități educaționale și cultural-artistice. Printre cele mai importante sunt Bursa Institutului Confucius, prin intermediul căreia 68 de persoane au beneficiat de bursele de studii în China, tabăra de vară, organizată de Universitatea Pedagogică Nord-Vest din China, unde anual studenții și elevii din Republica Moldova au ocazia să studieze limba chineză, dar și să-și aprofundeze cunoștințele despre cultura și civilizația Chinei, explorând cele mai importante și frumoase locuri din China rurală și urbană. Concursul de competență a limbii chineze, Podișorul chinez. Activități de promovare și extindere a Institutului Confucius în diferite regiuni ale țării. Testul de competență a limbii chinezei. Totodată, Institutul Confucius ULIM anual desfășoară festivități de sărbătorire a Zilei Institutului Confucius, când se organizează Cupa Institutului Confucius din Moldova la tenis de masă. Festivalul Mijlocului de Toamnă, Festivalul Primăverii, Anul Nou Chinezesc și multe alte activități tradiționale naționale realizate în colaborare cu Ambasada Chinei în Republica Moldova.
Cea mai valoroasă realizare a Institutului Confucius este acordarea premiului de excelență, cel mai bun institut Confucius al anului, în 2013. Institutele Confucius din întreaga lume sunt cele mai importante instituții de învățământ unde oamenii pot studia limba și cultura uneia dintre cele mai vechi civilizații, dar și cunoaște China contemporană. Din 2009, de la înființarea institutului, numărul de studenți a crescut în continuu, de la 24 de studenți până la 660 de studenți în 2016. 我们就希望能够通过这两年的努力，把汉语教学能够纳入到摩尔多瓦的教学体，教育部的教学体系里面去，也就是把它列成这种学分课。 这是我们这两年希望摩尔多瓦自由国际大学孔子学院能够做到的，使得在两年之后的未来两年时间里面呢，能够使我们的摩尔多瓦注册的学生人数达到1000人。